Salutare, prieteni, bună dimineața! Acum am deschis și ochii, este ora 8 fix. Dar, prieteni, astăzi este ziua cea mare în care cred că o să vă dau veștile pe care le așteptați, răspunsurile voastre. Și tot, suntem aici cu toată șatra. Eu stau aici, pe... Bună. Am venit la Mihai. Copilul de dimineață are chef de iubit. Adică la cină romantic. Da, prieteni, și mergem, facem duș și ne îmbrăcăm și am plecat. Ia zi, băi, butelie, cine vine azi? Leo de la Strehaia. Leo de la... Bulbaca Leo de la Strehaia cu marțanele lui și cu dinale. Oh, bravo, mă, butelie, ești bucuros? Prieteni, știam că o să vină momentul ăsta. Vorbim. Și în sfârșit ați aflat și voi că vine în sfârșit Leo! Bravo, băi! Azi o să mergem să-l luăm pe Leo și o să întâlnim cu o cină romantică cu Dana la masă. Mă, ce Dana? Păi a venit Danca degeaba! Uterie, serios? Dar mai înainte cum ai zis? Cum ai făcut ea când a sunat? Gata, gata, tu ești cu o cină romantică. De-aia zic, cum ai făcut? Danca degeaba. Ia spune, nu a venit degeaba. Cu cine a vorbit la telefon? Ia spune. Cu Bulibașa Leo de la Strehaia, cu merțanele lui și cu dinare. Bă, nu mă seta pe vorba asta. Bravo, butelie. Bă, ia ce ciorape are, ia uite și-l mici, ce picioare mic are. Da, bă. Da. Ce-i? Au. Mă, ce faci de acolo? Da. Le fac freza. Ia uitați, păi vine Leo să nu ne vadă. Am făcut dușuleț. Să ne vadă Leo, ne frezați, ne frumoși. Păi cum, ce înseamnă asta? Păi ce e asta? Trebuie să fiți țiplă. Junglă. Junglă? Gata. Bravo, buteliilor. Eu încă mă bucur că vine Leo. Gata, sunteți niște butelii adevărate. Să te mină și la greț. Mă, stai că ușor, ușor. Mâna. Leonardo, zi-mă, Leonardo, ești fericit? Da, că vine Bulibașa Leo de la Strehaia cu merțanele lui și cu dinare. Pe unde sunt ți-a grea niciunul? La pușcărie? Sunt undeva cam mitușăni, așa să vorbim noi. Sunt la declarație, la poliție, la domnul Bulibașa Leo de la Strehaia cu merțanele lui. Și cu dinalea. La poliție? Gata, vă rezolv. Bravo. Sau probabil merțanele alea sunt deja vândute. Că ce s-a gândit Leo? Dar mă închide cu raia. S-a gândit morcăi. Că dacă dub... Că ea, el avea mai mulți bani decât costa mașina aia. Și a zis, ia să muncesc eu banii și să vând mașina asta. Dar nu, vândut... tată, că te aud de bani. Deci s-a dus să vândă mașina aia. A dublat banii și a băgat la pariu. Dau ca și-a, miș. Și a pierdut. Ce? Aline, dau la miș. Mă, nebunule, mă. Adică dau la asta, la miș. Mă, asta e balena ta frumoasă. Da, da. Doamne-ți, măi, tu balena frumoasă. De hai că revenim, prieteni, să mă îmbrac și eu. Gata, prieteni, uitați, mama a făcut aici cafeluță. Rusul a făcut-o de fapt, dar eu am pus-o în... La filtru. La filtru, s-a dus și a luat cafea la pachet. Bun, bun, bun. Ne pregătim pe cai. Băi, sunteți pe cai. Un Mr. Vlad din Japonia. Da, lasă așa, stai puțin, zi și mie. Sunteți pregătiți? Da! Băi, pe cai. Șatra. Da, ia uitați pe cai. Da, prieteni, suntem, suntem pe poziții. Vreau să facem galerie în fața porții. Hai să vă văd ce galerie facem. Uite așa, îl așteptăm, face poartă de fotbal, face poartă de fotbal și îl așteptăm pe Leo, și Leo, 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 Leo. Hai, bine, să vă văd. Hai să vă văd eu acolo. Ia, faci tu fii, să nu zici o spui. Băi, dar de ce n-am luat-o și pe Albina? A, știa ea că... Păi m-a întrebat, i-am zis. Doamna mă dă la atunci. Că nu vine ea, că na. Hai, lasă-mă. Leo, 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 Leo,
bine, dar știi cum e. Bravo, voi buterilor. M-am dat cu parfum tequila. Bravo. Tequila. Hai că bem cafeluța, prieteni, și am plecat. Pe poziții, da? Hai, acum să ne facem toată lumea poartă. Leo. Suntem pregătiți pe poziții. Mă, dar cum îi spune tu, fratele tău, că nu se tundea? Perucă. Da, uite ce am acum. Perucă mai scurtă. Și eu? Tu ești peruca supremă. Nu. Ți-a venit balena. A venit balena la costum. Miha, bună. A venit balena la costum. Mi-a venit balena prin colet. Mă, stați. Hai că revenim. Stați așa că vor copiii până bem cafeaua să mai cânte și eu melodie. Leo din Strehaia și am bani, bani cât munții mai. Când apare uite. Leo și aruncă cu bani. Gata, voi face noutar pe toți. De ce nu vreți să facem o piesă la studio toți? Leo regele, Barusanu din Strehaia, Leo, Barosana, Leo, regele Barosanu, Leo, Barmavino. Pachete, abala, vedete, tu n-ai voie să cânti. Fiecare, gata, mamă, gata. Ia stai, ia pune mâna așa să vedem cine e în forță. Bă, nu-i bine că vine poliția. Mă, gata. Așa suntem familia, prieteni. Alin, Ursu, Leonardo, Ale, David. Vine acum și Luci, patroană. Da, și Luci, care ne-a beu lacrimile pe la spitale și pe la mecanul. Mamă, da. Da, măi, prieteni, stai la Jilava, așteptăm să vină tata. Leonardo, ia, fă-i galeria aia cu David. David, hai, David, ia, cum era? Leu! Gata, mai așteptați. Și din toată România. Și tot. Gata, Olga, gata. Olga, ți-ai scris discursul ca Ceaușescu. Gata. Păi s-a material aici, e cea mai importantă zi, Olga. Gata, hai, Aline, filmează toată cu ea. Avem aici, ia uite, ce ai pregătit aici, patroană? Dulciuri, mamă, să fie dulce și neșe. Și diamantanul ăla e prin cu bani. Da, lasă, că bani să fie sănătate, că bani face mă. Uitați checul de-a mâncat aseară, patroană. Ia mănâncă și tu să vezi cum e. Patroană, ia și gustă din ăsta, că nu poți să mănânc acum, nu poți. Dar nu și atâta ciocolată, ca să ne umpli. Așa să faci, ca să faci diabet. Ia să mănânc și eu. Așa se face. Ioi, două telefoane. Băi, prieteni, așteptăm. Adevărul e că filmează mai bine 14 ursule. Am adus noi de acasă. Ce? Adus ursul, whisky, păhărele. A, le-a spus acolo. Da, cutia. Da. Și ok, da. Salut vlogul, salut vlogul Leo. Aici e vlogul. Salută pe toți. Salut. Parpălul ăsta, cu e vlogul? Al meu, mă. Parpălul, tu n-ai iPhone Parpăl. Eu am alb. Pintea. Îi luarem cadou cu Alin un iPhone 14 lui Leo. Cadou. Îi dăm telefonul în mână, asta e viața lui. E pregătit telefonul cu tot, cu canal. E pregătit, prieteni, cu canalele lui, care vă uitați ale frumoase, prieteni. O să vă uitați de astăzi încolo la canalul lui Leo de la Treha. Multe frecase în mine. Da, mamă, să fii. Nu, cu cea mai mare emoție din viața mea. Ai, Olga, emoții? Să fiu stăpână pe fratele meu, nu mai să însoară cu nicio femeie, stă sfânt așa. Da. Nici o femeie nu-l mai ia. Da, dar tu stai sfântă. Da, și eu și el nu ne mai ia nimeni. Nici apă nu ne mai ia. Mai de după pe femeie. Gata, nici o femeie nu se-l mai ia. Ce faceți? Poate vrea să-mi certă mai să-i dăm mâna. Merită mâna. N-are sens. Nu merită. Asta caută nebunii, nu știi? Stai, mică țărgăne. Ia tu șampania asta de aur. Păi las-o acolo de acum, că mai durează. Mai durează. Ia-le și mie doar. N-are un alt.
Trebuie să vină Luci, trebuie să vină mai mulți. Prieteni, n-am anunțat pe toți prieteni. Care păi n-am prieteni, am fost în care stres. Care sunt prieteni adevărat, interesat de și știe că trebuie să iasă astăzi. Cine vrea să vină, vine. Cum să sunăm noi și chemăm în cazul cine de astea? Cine vrea să vină, vine. Cine are bani de benzină, cine n-are bani de benzină, nu vine. Păi da. Hai, patroane, tocmai azi n-au bani de benzină? Păi dai, 3 milioane, 4 milioane de la Straia până aici. Păi ce-i 3-4 milioane, patroană? Cine are bani, bine, cine n-are bani. Este liber și mai este o oră să-l așteptăm aici la poartă. Doamne. Ca să iasă, să-l ducem acasă la Strehaia. Olguța ia e întâi. Da, și Alina are două telefoane, unul e al lui Leo de la Strehaia. Da, Olga, da. O să mă urmări și pe canalul lui. Ai pic. Ia ce faceți, mă? Pintea aia de pintea, copilul meu în premieră. O să filmează pentru voi în fiecare zi împreună cu Leo. Oh, și cu cățelușa lui, vedeta lui. Soți, pare așa legat de paletul tău. Pare așa cu măi, Pintea, unde ți-e cățeaua? Vedeta mea, Mihaela. Zi-mă unde e. Unde e, chiar unde e cățeaua? Vezi cățeaua a fugit. Frate, scape. Păi am venit să le iau pe tata, nu să iau banii. Ia ei, banii și nu contează, trebuie să dăm vestea. Orsu, vreau să vină și Georgiana. Sună repede la urgență să vină. Păi s-a dus după diamant. Auzi, a luat omul rocaco pe Georgiana. A auzit, a zis patroana că e păsărică dulce la satul mare și a furat-o diamant. Nu e posibil să ia pe Georgiana. Cum? Îți sună pe Georgiana. Auzi că e dulce. Să vin în coa. Chestia asta e foarte bună. Mai ales pe bune, nu-i ca mică aia șapca. Ursule, să pe Georgiana să ajungă. Prea mare asta ce-ai luat, Alex. Prea? Căciula. Grumește halul ăsta. Au să iei diamant pe Georgiana. Tu mai știi? Pe o fi luat-o. Nu-i posibil așa ceva. Asta dați apă. Prieteni, nici nu ne-am pregătit cum trebuie, să vă spun că a fost în stres, că așa făceam noi spectacol frumos, da. Cu lăutar, cu ale, dar facem prieteni, acasă. Lasă-mă cu lăutare acasă, cu mine, că sâmbătă. Acum nici n-am știut ziua exactă. Pe Sfânta Maria pe 8 și facem sâmbătă și duminică. Și vineri facem, ce zice Maica Sfânt. Să luăm, să-l ducem acasă, aia e important. Nu mai trebuie să ne dăm mari. De ce, Olga? Să le iau pe frate, o să-l duc acasă, să nu mai ia nicio femeie. Cu el, tu vezi de treaba ta, bucură-te de fratele tău și atât, abține-te. Dacă ce vrei crezi, să... că-l mai las cu făuna? Nu ne interesează pe cine lași tu și pe cine nu lași. Vezi de treaba ta, așteaptă pe se fratele tău liniștit. Ascultă. Așteaptă pe fratele tău liniștit și taci. Nu are nimeni treaba ta. Uite, stai în fața porții acolo și așteaptă. Liniștit, să stau liniștit. Olga, nu interesează spectacolul tău, nu impresionezi pe nimeni. Și dacă vine Dana și Lian mașina. Nu te lasă pe nimeni. Nu te interesează pe tine. N-ai tu treabă. Și dacă vrea cu Dana, dacă vrea cu ea, nu te băga tu. E toi care ai fugit cu moșul de 80 de ani, s-a băgat cineva? O să mă bag! Și pentru tine, și pentru Leo, și pentru Ursul, și pentru Pindea. Pentru tu n-ai niciun cuvânt în familia noastră, eu e zero. Eu am cuvânt, eu sunt șefa zero. Noastră, vă bag. Vreau să-ți arăt că la 30 ani de acum colo. Stai să vezi ce fac cu de acum colo. Și vă iau, și vă iau, și vă iau, și vă iau. De-aia nu te mai ia, Tomi, de bună ce ești. Bă, ce faci cu câinele? Ia, 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 pe ia, 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 ce faci? Ba. Nu. Face vântul, e curent. Până în mască, nici în geam, n-aveam problema de acasă, aveam țeturi acasă. Hai că așteptăm. Prieteni, revenim mai târziu când o ieși, vă pupăm. Și na. Ce tot ești? O soră ea. Ce tot? Da, Olga. Olga, nu știu că vorbești mult și degeaba. Nu spun. Și prost. Cine crezi că ascultă la ea? Nu, dar nu băgăm seama deloc. Nu trebuie să stai lângă ea. De la nu trebuie să stai lângă ea. Tu să te pui la mintea ei sau eu să mă pui la mintea ei, ei sunt toși nervii, atâta. Nu, eu nu știu nimic, dar unul de aici.
trebuie să vorbească frumos ca să poți să le dai bine. Să le dai ceva. Lasă-i. Hai, prieteni, revenim când o să vină tata. Vă pupăm.